Analizează, cartul va încetini până la finalul cursei. Dacă provocați și al doilea accident, trebuie să vă scoatem de pe pistă pentru siguranța voastră. Pistă, deci nu avem treabă cu el. Butonul albastru, vă ajută să dați cu spatele când aveți. Hai, Rale! Hai, tata! Hai, Matei! Ceva inedit pentru voi, pentru Poli Iași, cum vezi? E prima dată când te dai în așa ceva? Bună ziua! Da, este un team building frumos pe care l-a organizat stafful. Mă bucur foarte mult că suntem aici. Pentru mine nu este ceva nou, pentru că am mai experimentat acest lucru și la Cluj. Și ne bucurăm foarte mult că suntem aici împreună și că putem să facem o atmosferă frumoasă în cadrul grupului echipei. De ce loc ești? Ești în cărți încă sau ai ieșit? Sunt în cărți încă. Urmează să avem cursa și sper să am șanse cât mai mari să câștig. Nu este pentru prima dată când
acomodăm grupuri sportive în locațiile noastre. Am mai avut în București, dar echipe de handbal și am avut și echipa celor de la Dinamo București, care au venit și au organizat tot așa un fel de eveniment. Este într-adevăr o experiență unică pentru majoritatea persoanelor și pot spune că este chiar un avantaj pentru fotbaliști, pentru cei ce au avut eventuale accidentări la glezne, la tendoane, deoarece jocul pedalelor îi ajută foarte mult să antreneze, ligamentele din jurul gleznelor, dar și reflexele pe terenul de fotbal. Am văzut, e foarte, foarte palpitant, s-au implicat foarte mult în această experiență. Credeți că îți mai descurcăreți aici decât pe terenul de fotbal? Cu siguranță își pot împărți abilitățile și pe circuit, dar consider că se descurcă mult mai bine pe terenul de fotbal. Dar cu puțină practică și puțin antrenament, nimic nu este imposibil și pot deveni chiar niște campioni și pe circuitul nostru. Vă mulțumim mult pentru găzduire, pentru ceea ce ați făcut pentru noi și sperăm să mai avem parte de asemenea întâlniri. Vă mulțumim și noi că ne-ați vizitat și vă așteptăm cu drag de fiecare dată când vreți să veniți în locațiile noastre. Nu e inedit, eu mă bazez mult la niște lucruri de team building. A venit mult jucător din nou la echipă, trebuie să ne cunoștim caracterele, să creăm o atmosferă frumoasă, să ne știm fiecare istoria noastră. Și asta e altceva, să ieșim din parte de fotbal, să ne gândim la altceva. La altceva de la fotbal, asta e cel mai important și băieți sunt fericiți. Asta e, pur la urmă, cel mai important, să creăm atmosferă, să ne strângem de rândul. Acum începem campionat, s-a terminat pregătirile, foarte grea, 5 meci în 10 zile, drumul în Bulgaria, revenim înapoi. Acum mergem pe ce ne place noi, competiția, adrenalină, asta, și din cauza asta ne facem asta. Crezi că unii jucători de-ai tăi s-ar profila mai bine la carte decât la fotbal? Da, cred că da. Dacă juca fotbal cum conduc mașinile, eram în Champions League. La afară glume. Asta, pur la urmă, e cel mai important, e competitiv. Este competitiv, fiecare se trage și vedem și caracterul lor de invigator. Este și pentru asta. Și unii băieți care n-au prins finală tragi pentru alții, niște pariuri între noi. Por la urmă, asta e cel mai important, să strângem de rând, cum am spus, se vede caracterul lor, cine are minte învingător și la asta contează foarte mult. Aici singur este singur adversar contra celălalt, la sporte colective nu, împreună suntem mai puternici. Lăsăm la o parte tot ce s-a întâmplat până acum, cantonamente, meciuri amicale. Crezi că Iașul e pregătit pentru începerea campionatului? Normal. Asta, noi am făcut pregătirea asta pentru să fim pregătiți pentru campionatul. Astăzi a semnat încă un jucător, un mijlocaș cu un profil diferit. Mâine sau pe mâine o să avem și nou noități din partea ofensiv și o să fie bine. Eu sunt foarte încrezător. Dacă anul trecut, când am ajuns aici, clubul era într-o situație foarte grea, toată lumea era foarte negativ. Și acum suntem bine, suntem sănătos, vreme frumoasă, ne-am pregătit foarte, foarte bine. Acum, cu timp, avem nevoie, o echipă nu se construiește într-o zi, suntem neradători să începem competiția, asta e adevărat. Am mai fost o singură dată la o asemenea activitate, e foarte frumos, multă adrenalină și ne bucurăm de această zi. Care e mai ok, ghetele de fotbal sau casca de automobilist? Ghetele de fotbal, clar, cu casca asta e de foarte cald, mai ales că acum sunt 30 de grade și afară, dar ne adaptăm, nu-i problemă. S-au terminat cele două cantonamente, s-au terminat meciuri amicale, urmează primul meci din campionat. Cum vezi nouul sezon pentru tine și pentru echipă? Da, sper să avem un sezon bun, să începem cu dreptul și să luăm puncte la primul meci. Bine. Da, o atmosferă frumoasă, un grup foarte bun. Sperăm să facem rezultate bune pentru că asta ne dorim cu toți. Ceea ce se întâmplă acum, în momentul ăsta, ai mai avut parte de astfel de team building-uri, momente? Da, am mai fost și cu celelalte echipe la astfel de momente. Da,
Este bine pentru noi, pentru grup, pentru că mai ieșim din seara aceea de stres, de oboseală și este bine pentru grup. Din ce ai văzut tu la echipă, crezi că va fi un sezon reușit pentru voi? Da, consider că au venit jucători cu calitate, jucători care au jucat în prima ligă cu reușite. Asta ne dorim cu toți, de-aia am venit aici, ca să facem performanță la acest club, pentru că e important și pentru oraș și pentru suporterii să-i aducem aproape de noi. Știi că Iașul este un oraș iubit, fotbalistic mă refer, dar are suporterii foarte, foarte mulți care țin la echipă. Ce le transmit? Da, în primul rând le transmit să aibă încredere noi, pentru că s-au schimbat mulți jucători și contează omogenitatea grupului. Ne dorim foarte mult să vină la stadion, să ne susțină, pentru că pe tot parcursul sezonului vom avea nevoie de ei. Hello, dear fans of Poliashi. I feel very good here. The club is perfect. We work good. The guys are very kind and very friendly. They accept me very well since the first moment. So we are preparing for the beginning of the league, our first round. I hope will be good. We have good coaching staff, good players. The team is ready, and I think we will make you happy through this year. Today we came here for team building, for this karting. We feel happy, everyone, parting little bit, fun time, and little bit don't think about football. Thank you. Foarte bine, am ajuns cu încredere, am ajuns în o echipă bună care mi-a dat și astăzi încredere și tot, și mergem la treabă și să muncim pentru să castigăm primul meci. După două cantonamente care s-au terminat și după această perioadă, ce părere ai? Cum vezi echipa pentru noul sezon? Bine, a fost perioada de pregătire și încă avem ce îmbunătățim, dar cred că avem un grup bun, cred că avem antrenori și toată lumea care ne ajută și cred că putem să facem bine. Sunt super încântată că au venit la noi, sunt super faini, sunt energici, vrem așa clienți. Au ascultat toate instrucțiunile pe care le-ați dat înainte de a începe? Sunt așa puțin mai prea energici pe pistă. I'm very happy. I think this type of activities really help the team. It's been a tough pre-season. We work hard, very hard. So I think this opportunity is to be able to share with the team and just have fun really help. So I think it's good and very happy to be here. You are very nervous to start the championship? No, not really. I really want the tournament to start. I feel we really have a very good team. So I'm just excited to do better than we did last tournament and to maybe not suffer so much at the end. You play against Messi. What do you feel? It was a very good experience. Obviously, to play against those type of players is amazing opportunity. So just very happy but also happy to be back here and be with the boys. Good luck, my friend, and all the best. Thank you, my friend, and let's go Poliash. Haide. Băieți au fost ascultători la instrucțiunile pe care le-ai dat? Salut, au fost foarte ascultători, s-au descurcat destul de bine, n-au fost probleme pe circuit, totul a fost ok, totul a decurs ok. Vedem și ultima grupă cum se descurcă. Acum sunt finalele sau ce? Da, acum merg băieții în finală, în race-ul final, unde se întrec pe poziția în clasament. Nu mai contează cel mai bun lept, contează poziția în clasament. Crezi că s-ar descurca mai bine la karting decât la fotbal? Din câte știu eu, echipa Iașului în Liga 1, aș zice că mai bine la fotbal se descurcă băieții.